În cadrul întâlnirii pe care au avut-o cu consulul Germaniei la Timișoara, autoritățile locale și județene i-au prezentat acestuia județul Mehedinți, sub toate aspectele sale. Unul dintre cele mai importante puncte aduse în discuție l-a constituit atragerea de investitori germani în județ, dezvoltarea turismului în Mehedinți, precum și crearea de noi locuri de muncă. În acest sens, președintele Consiliului Județean Marius Bălu și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin au prezentat toate facilitățile de care pot beneficia potențialii investitori germani. Dacă excelența sa întrevede o dezvoltare a producției vizând investiție nențească germană în Turnul Severin, disponibilitatea mea personală și a Consiliului Local este de a oferi oportunități maxime în acest sens, care pot pleca de la amplasamente, terenuri, utilități, drumuri și chiar facilități fiscale. Am vorbit despre turism, despre partea de nord a județului. I-am relatat faptul că într-o perioadă foarte scurtă de timp, partea de infrastructură rutieră va fi pusă la punct, va fi la standard europene, practic, cele două artere de acces către nordul județului. În cel mai scurt timp se vor termina și alimentările de apă și canalizările în această parte a județului și astfel vor fi create toate premisele pentru dezvoltarea unui turism civilizat în acea parte a județului. Am vorbit evident despre Chisură, despre Dunăre, despre posibilitățile de dezvoltare și din punct de vedere turistic, dar și din punct de vedere economic. Reprezentantul Germaniei în Timișoara s-a declarat mulțumit de discuțiile avute cu autoritățile județene și locale din Mehedinți. Într-o conferință de presă, el a subliniat faptul că va depune toate eforturile pentru ca investitorii germani să își îndrepte atenția către Mehedinți. Ca un prim pas în acest sens, a decis organizarea unor întâlniri pe care autoritățile județene să le aibă cu Clubul Economic din Banat, pentru a face cunoscut oamenilor de afaceri germani oportunitățile de care pot beneficia investind în Mehedinți. Über Nacht Wunder zu erwarten, aber ich denke auf jeden Fall, dass es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein wird. Kontakten führt von Netzwerken, die ja heute eigentlich der Schlüssel zum Erfolg sind. In der următoare perioadă o să avem o întâlnire la Timișoara cu oameni de afaceri din Germania pentru a-i putea aduce în județul Mehedinți și în Drobeta Turnu Severin. Prioritățile principale ale județului Mehedinți sunt foarte clare. Sănătatea, învățământul, agricultura și turismul. După vizita făcută la Consiliul Județean, Klaus Brenneche, consulul Germaniei la Timișoara, a vizitat orașul. El a trecut pragul Muzeului de Artă, dar și al Biroului Dunării.